Blocul fantomului e aproape gata. Nici acum nu a apărut panou informativ care să explice cine, ce, în baza căror acte permisive construiește. Am sesizat încă în februarie. Oft, fosta inspecție de stat în construcție, acum nu știu cum se numește, agenție de conformitate tehnică sau nu știu cum. Și nicio reacție. Iată, are doar autorizație pentru demolare și pentru construcție nimic. Uite cum atârnă cărămizele deasupra capului. Dacă bate un vânt, îți vine cărămida ce e chiar în cap aici. Nu? Absolut ilegal. Merge vreun muncitor pe sub construcția asta, trezește cărămida în cap. Mă duc să mă lămuresc. Se numește Agenția de Supraveghere Tehnică. La biroul 703, unde era executorul chestiunii astea, nici am unui nimeni. Am vrut să vorbesc cu șeful, dar că e plecat la minister și un șef nou de doar câteva zile. Dar mă gândesc să încerc să-l prind mâine. Și cu ocazia asta o să verific dacă mai lucrează omul din 703, dacă nu cumva și-a dat demisia de rușine, de frica CNA-ului.